Cătălin Hodiș, într-un moment al vieții lui, pe când se afla în Anglia căutând să facă bani, și-a dus aminte că Solomon, împăratul Solomon, care a avut tot ce își putea dori un om pe acest pământ, a spus în final că totul este deșertăciune și goană după vânt. În acel moment a înțeles că urmează un drum greșit și de aici a apărut gândul de a face ca viața lui să aibă sens și semnificație. Dumnezeu l-a călăuzit înspre lucrarea de misiune și de aici începe povestea frumoasă în care Cătălin a intrat și în care se află. Vă invit în cele ce urmează să-l ascultați pe Cătălin Hodiș. Slăvit să fie Dumnezeu, mă numesc Cătălin Hodiș, sunt căsătorit împreună cu Elisabeta Hodiș, avem împreună 4 copilași și slujim lui Dumnezeu de aproximativ 8 ani în lucrarea extinsă, să zic așa, care o face Dumnezeu prin Africa. Am slujit un pic și prin Asia. De loc sunt din Gherla și... Câți ani ai? Am 30 de ani. 30 de ani și de 8 ani ai început lucrarea, să zic așa. Da. Deci vin ai început familie... relativ repede, la 22 de ani. Da. Vin dintr-o familie de ortodoxi, dar... În Gherla ai zis. Gherla. Da, m-am dus la Hristos când aveam 17 ani, prin simplu fapt că tot ceea ce credeam eu despre pocăiți era o mare minciună, iar când am intrat în biserica penticostală din Gherla, tot ceea ce am văzut a fost o mare, mare dragoste a fraților față de mine. Iar în momentul ăla pentru mine a fost suficient ca să rămân și ăla a fost procesul, de fapt, în care, prin faptul că am rămas, Dumnezeu, prin Evanghelie, a putut să-mi schimbe viața. Dacă mai ajuns la adunare, dacă știai, aveai gânduri despre pocăiți că nu sunt, bine. Am avut un prieten comun pe care l-am făcut în liceu și începând să ieșim așa prin prietenii, ieșam în parc, în gașcă, aflasem că prietenul acesta mergea la adunare, nu înțelegeam de ce și am ales într-o zi, după aproximativ un an, în care am început să fim prieteni, zic, mă, vreau să vin și eu să văd. Zice, mă bucur că... Deci era mai mult o curiozitate. Da, da. Zic, mă bucur că vii, au spus. Eu n-am vrut să te invit pentru că am vrut să vină din inima ta, să fie ceva de la tine. Și da, am avut harul să am un păstor care a trecut la Domnul, care s-a ocupat până în ultima clipă a vieții lui de noi. Și... Da, cred că Dumnezeu a lucrat așa într-un mod minunat. Bineînțeles, după aia Dumnezeu mi-a adus aminte cum m-a purtat în brațul lui din pruncie și m-a scăpat din atâtea nenorociri care chiar după ce m-am pocăit, Dumnezeu mi le-a readus aminte așa, pe rând, fiecare. Da, cum s-a întâmplat? De fapt, de meserie... Deci 17 ani, nu? Atunci te-ai întors. Da, la 17 ani. Până la 22 de ani, când ai hotărât să mergi misionar, ce s-a întâmplat în perioada asta? De fapt, timpul ăsta de 8 ani este cumulat, nu cumulat, zic așa, în timpul în care și soția mea a slujit, vorbind la început despre noi ca familie. Dar eu personal slujesc în 2016 lui Dumnezeu. Până în timpul acela am fost implicat în, zic așa, o slujbă, am avut o slujbă în... Anglia. Acolo lucrurile au câștigat o întorsătură foarte ciudată pentru viața mea. Neavând comunitate, neavând biserică. În Anglia? Da. Eram doar tânăr în credință. Aveam câțiva ani de putință. Deci după convertire ai mers în Anglia? Nu chiar după convertire. După convertire am terminat liceul, m-am dus la școala de asistenți medicali și după ce am terminat școala am emigrat în Anglia pentru... 3 ani de zile am fost acolo. Dar neavând comunitate, am început, bineînțeles, munceam foarte mult ca să uit de faptul că nu am prieteni. Nu, a fost foarte ciudat pentru mine. Iar impulsul a fost foarte legat de faptul în a face o carieră.
Toată lumea zicea, fă-ți o carieră, fă-ți o carieră, câștigă bani, fă-ți o casă, găsește ceva, să te simți bine. În lunile astea care treceau și Dumnezeu a ajutat să câștig și să-mi împlinesc toate dorințele pe care le-am avut în momentul respectiv. Iar toată concluzia mea era, mă bucuram de lucrurile acelea pe moment, iar mai apoi apăreau alte lucruri mai noi și nu mai eram fericit cu lucrurile vechi, pentru care muncisem și era o jertfă până la urmă. Toate astea combinate cu nefericirea mea că nu am comunitate, începuse să devin un pic, nu pot să zic că depresiv, că nu am avut gânduri de suicid, dar îmi doream constant să lucrez, fără să mai am nicio viață. Era un refugiu muncă. Da. Și după perioada asta de 3 ani, bineînțeles, eu am continuat să ascult predici pe internet și să mă hrănesc, dar deschizând Scriptura într-o zi, Dumnezeu cred că așa a rânduit, am deschis în cartea Eclesiastă. Și am citit, mă regăseam atât de perfect când citeam totul de șertăciune și goană după vânt, cum spune Eclesiastul. Era starea ta. Era starea mea. Și citeam și citeam și citeam și îmi ziceam, dacă Solomon, care a avut toată bogăția pământului, a avut înțelepciune, a avut tot ceea ce și-a dorit, la finalul vieții lui a ajuns la concluzia asta, că cu tot ceea ce omul se laudă, e doar cu trudă, cu sudoare, cu muncă, nu se poate. Eu nu o să ajung niciodată la nivelul Solomon. Deci ce caut eu? Ce caut eu? Când toată lumea mă împinge înspre avea carieră, avea succes, avea tot ceea ce ai nevoie pe pământul ăsta. Și acum comparam ceea ce îmi ziceau prietenii, ceea ce îmi zicea familia oarecum, cu ceea ce zicea Solomon, cu ceea ce zicea Scriptura. Și mă gândeam, n-am auzit pe nimeni predicând din lucrurile astea. N-am auzit pe nimeni să ajungă la concluzia pe care a ajuns-o, de fapt, Solomon. Dar ăla a fost punctul decisiv pentru mine, m-am și dus la birou în următoarea zi și mi-am depus demisia. Am venit înapoi în România, am încercat să mă regăsesc din nou în biserica locală, dar după un program de seară am trecut pe la Amvon și un lucru, zic așa, oarecum interzis pentru noi. Am băgat mâna la Amvon, acolo unde ține păstorul lucrurile lui, Biblia, agenda și ceea ce mai e pe acolo, dar așa involuntar, deci nu a fost un lucru... Un sertar în care... Nu, era așa un... Cum era pupitrul Amvonului, da. Era un sub pupitrul Amvonului, era un raft, un loc, da. O etajeră. Da, da. Și am pus mâna pe o broșură. Era o broșură. Și când am văzut așa ce scria pe ea, așa mare, frumos, misiune în Africa. Și ăla a fost punctul în care am zis, eu acolo trebuie să ajung. Și m-am gândit, bineînțeles că lucrurile foarte, foarte ușor o luat-o în direcția aceea, am sunat, m-a încurajat celălalt din... Atunci era vorba despre lucrarea din Namibia și în câteva luni am văzut cum Dumnezeu a început să îngrijească de nevoile mele, de pregătirea mea, dar totodată eu eram un faliment. Eram un faliment în perioada aceea, nu aveam credință, nu aveam un bagaj spiritual corespunzător să mă duc în Africa. Și totodată Dumnezeu știam sigur că mă cheamă acolo. M-am dus de unul singur, chiar am ajuns singur, n-am plecat cu o echipă, chiar vorbeam cu cei de la birou de atunci și am zis, mă duc. Zice, dar nu este echipa acum. Nu contează, eu mă duc și singur. Și am ajuns singur în Namibia. A fost în anul 2016. Ajuns în Namibia, bineînțeles că a fost nevoie din partea lui Dumnezeu aproximativ 6 luni de spitalizare pentru mine, de recuperare după tot timpul acesta în care... Spiritual. Spiritual, da. Dar acolo am tras foarte multe concluzii legate de ceea ce înseamnă biserica, ceea ce a făcut biserica pentru mine și am ajuns la una dintre cele mai mari concluzii că avem un bagaj de cunoștințe, dar ne lipsește credința.
Și eu tocmai cu lucrurile astea mă confruntam acolo, neajunsurile, situațiile limită prin care treceam, care nu aveam să dau un telefon, nu aveam la cine apela, trebuia să am credință ca să pot să trec prin lucrurile acelea. A ajuns la niște situații în care Dumnezeu m-a pus între patru ziduri și a început să le strâng așa foarte, foarte tare. Acum, dacă e nevoie, pot să dau așa câteva exemple în care Dumnezeu m-a îngrădit și, de fapt, m-a crescut, că asta e scopul lui Dumnezeu, să ne crească pe fiecare. Ai fost trimis nu doar în misiune, ci ai fost trimis întâi la școală. Da, sunt convins de asta, că unul dintre așa punctele puternice pe care le-a avut lucrarea de acolo din Namibia e să școlarizez. Acum, în momentul ăsta, misionarii cu care lucrez sunt toți oameni care au trecut prin școala aia din Namibia. Toți, toată echipa care suntem în momentul ăsta sunt oameni de acolo. Și lucrarea respectivă a avut un mare, mare impact asupra noastră. Ai spus de câteva situații. Da. Mă aflam într-o seară la un timp devoțional împreună cu... Atunci eram o echipă foarte mică, undeva la 7-8 tineri, care eram toți neexperimentați. Toți eram proaspeți, să zic așa. Erau câteva surori baptiste, noi câțiva frați penticostale împreună cu surori penticostale și încercam să avem o legătură frățească. Nu reușeam nici cum, când era vorba de rugăciune, surorile baptiste nu se puteau ruga în comun cu noi și încercam să împingem noi lucrurile cumva. Dar la un moment dat în seara aia s-a auzit din mijlocul campului de misiune așa un strigăt puternic și am alergat să vedem, era noapte și erau femeia, managera lucrării, cu un copil pe brațe și bineînțeles, ca și asistent medical, primul lucru pe care îl faci e să-i verifici funcțiile vitale, să vezi dacă are vreo șansă. Ma trecând prin sistem, am văzut oameni bătrâni care au trecut din viață, dar niciodată nu am văzut copii. N-am lucrat în departamentul de copii. Nu știu cum mă voi comporta dacă văd un copil suferind. La testele pe care le-am făcut, mi-am dat seama că fetița nu mai are activitate cerebrală, pupila nu se mai dilata, era într-o oarecare comă și respirația ei era, zic așa, nevoie de intubare, pentru că era ultimele secunde, să zic așa, de viață. Bineînțeles, după aia am făcut cercetări și am văzut de fapt ce s-a întâmplat, dar vă pot spune la final. Și managera ne-a spus așa, zice, luați-o într-o cameră și rugați-vă pentru ea. Am zis, nu se poate așa ceva. I-am zis, eu nu am credință. La spital cu ea. Bineînțeles că ea nu a insistat și noi am pus-o în mașină, surorile baptiste în față, eu cu un frate în spate, pe ea am întins-o pe bancheta din spate. Și am început să ne rugăm. A fost prima dată când am început să ne rugăm baptiștii cu penticostali împreună și simțeam prezența lui Dumnezeu în mașină. Dar totodată în mintea mea era un război pe care cred că a fost pentru mine. Și războiul ăsta era în felul următor. O voce îmi spunea, nu ești bun de nimic. Ai venit în Africa cu bagajele tale de cunoștință și nu poți să ajungi la nimica. Nu vei mai putea face lucrarea. Te vei întoarce înapoi acasă. Astea erau lucrurile care eu le auzeam în mintea mea. Totodată frații și surorile se rugau atât în campus cât și în mașină și eu încercam să mă rog, dar nu puteam. Dar stăteam la capul fetiței, fetița fiind întinsă pe banchetă, stăteam la capul ei și țineam așa cumva mâna în mâna mea. Înțeles că între timp fetița murise. Eu știam că ajungem la spital și vom găsi o singură asistentă. Acolo în zona era doar un medic pe o suprafață de 500 de kilometri pătrați. Și nu era cazul. Și știam că va dura o oră drumul ăsta până la spital. Deci fără șansă. În mintea mea știam din start că nu am nicio șansă, dar pentru conștiința mea am zis, hai să facem și pasul ăsta, să o ducem totuși.
În perioada aia, de 30-40 de minute în care ne-am rugat, eu am capitulat în fața lui Dumnezeu și mi-am recunoscut de fapt falimentul meu. Faptul că chiar dacă îl aveam pe Dumnezeu în inima mea, îmi predase în viața lui, eram botezat, eram un om fără credință. Și știm că fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața mea. Am simțit fizic cum un baros îmi lovește inima. Am simțit fizic lucrul ăla, cum cineva mă lovește în piept. Și totodată am avut și viziunea asta a inimii mele care era de piatră și s-o spart. Pentru că din școală te învață, fii puternic, lasă-ți emoțiile la o parte, slujba aceasta nu este o slujbă care trebuie să pui inima la ea. Și în școală de asistenți. Da. Și inima asta a mea, care era de piatră, nu era o inimă slujitoare, nu putea să-i slujească lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu mi-a spart inima și mi-a dat inima aia de carne, că am simțit-o așa cum pulsează, am început să plâng. Mi-a zis, Doamne, numai Tu poți. Numai Tu poți. În momentul ăla am simțit un gest. Gest pe care cineva putea să zică, măi, un gest pe care nu-l poți băga în seamă. Simțit așa o oarecare atingere, strâns ușor de mâna a fetiței. Un strâns ușor de mână. Dar pentru mine, pentru că eram în extazul ăla că Dumnezeu a făcut ceva în viața mea, a fost suficient să le zic celorlalți că fetița m-a strâns de mână. Eu le-am zis așa, m-a strâns de mână. S-a schimbat rugăciunea din cerere în mulțumire, dar nu era niciun semn. Dar ceva miraculos s-a întâmplat. În mijlocul unor tineri, fără nicio experiență, instant fetița aia s-a ridicat în fund, între mine și s-a pus, noi eram pe genunchi acolo la picioare, s-a pus în mijlocul meu și a celălalt frate și a cerut apă. Când a cerut apă, fetele din față i-au dat apă, au băut apă și noi nu ne venea să credem ceea ce vedem. Nu ne venea să credem. Un lucru frumos ce s-a întâmplat și cred că a fost oarecum cireașa de pe tort. Fetița asta, care era boșimancă, nu era româncă. O știam de la școală, era în clasa a treia în perioada aceea. A început să cânte o cântare. Așa, fără să zică nimic. Ea nu a zis nimic, decât a început cântarea asta. Și cântarea a fost așa perfectă. Pentru că a cântat-o în română. Probabil o știa de undeva. Nu zic că nu știa. Dar pentru noi a fost minunat. O cântat-o într-o română atâta de, nu știu, o română perfectă. Ca și cum ar fi fost româncă. Și cântarea era Mare Dumnezeu avem, Mare Dumnezeu avem. Momentul ăla am zis, n-o să poate, gata. Eram terminați toți. Am ajuns la spital, am luat-o pe brațe, am dus-o în salon. A venit asistenta, era târziu tare. Avea niciun chef de noi, bineînțeles, și zice, pune aici să o verific. O verificat-o, ca de la cap la degetele, de la picioare, nu avea absolut nimic, nicio problemă. Și o mai făcut niște remarci și asistenta zice, n-aveți ce face, bateți atâta drum pentru nimica, fata asta n-are nimic, mă deranjați pe mine aici. Un lucru interesant ce se întâmpla, că surorile baptiste nu se mai putea opri din rugăciune. Și ziceau, haide să mergem și la pacienții ăștia să ne rugăm pentru ei, să mergem și la astea să ne rugăm. Zicea la fratele care era cu mine, Iosif, nu ne mai putem opri din rugăciune. Și zicea fratele, zice, foarte bine, zice, rugați-vă, continuați să vă rugați și să mulțumiți lui Dumnezeu. Și așa, asta a fost prima lucrare de în care Dumnezeu mi-a arătat că El poate. Ceva, un lucru pe care eu nu l-am mai văzut în biserică, un lucru care biserica personal din Gherla de unde vin nu a fost obișnuită cu astfel de lucrări și a fost și începutul unei unități în rândul echipei.
Și Dumnezeu a creat unitatea, am început să simțim împreună, dar a fost și începutul lucrării lui Dumnezeu, de fapt, cu noi acolo. De acolo am văzut multe lucruri, am văzut bărbat care avea lepră, a fost vindecat în câteva zile, carnea i s-a pus la loc, am văzut femeie care era oarbă, vindecată, am văzut copii care nu răspundeau la tratamente după rugăciune, au început să mănânce și să bea. Deci niște lucruri așa într-un mod intens, foarte rapid. Dumnezeu le-a făcut ca să ne lucreze la credința noastră. Oare nu s-au întâmplat lucrurile acestea din pricina că, așa cum spui, acum voi erați cu adevărat o echipă, adică erați în unitate? Eu sunt convins. Eu sunt convins pentru că lucrurile astea nu le-am mai experimentat de atunci. Deci atunci... N-a mai fost unitatea care a fost atunci? N-a mai fost unitatea respectivă, da. Și putea fi unitate și între baptiști și penticostali. Deci absolut. Nu e o problemă asta. Absolut. Absolut. Și trecând anii, mi-am dat seama că după ce echipa s-a rupt, adică fiecare s-a dus la treaba lui și lucrurile s-au schimbat în ceea ce privește viața mea, n-am mai găsit oarecum unitatea respectivă. Bineînțeles că Dumnezeu continua să lucreze, dar lucra în anumite grupuri, oameni care erau uniți. Noi lucrurile au început să defalcheze în lucrare, eram fiecare împărțiți pe departamente și nu mai existat unitatea care a fost cu adevărat la început, când toți eram una, toți făceam același lucru, toți ajutam acolo unde era nevoie. Da, asta e unul dintre minusurile lucrărilor mari, care cresc și sunt foarte mulți oameni implicați. Da, după aia Dumnezeu ne-a rânduit să venim prin Europa. În Europa Dumnezeu ne-a arătat cum ne călăuzește prin Duhul Sfânt. A fost așa minunat. Prin Irlanda Dumnezeu ne vorbea să ieșim afară din biserici. Deci ați lucrat o vreme în Namibia? Da. Și apoi v-ați întors în Europa? Ne-am întors în Europa. Dar nu v-ați întors ca misionar, ci v-ați întors? Ne-am întors împreună cu echipa care a fost. Tot pentru scopul misiunii, adică să motivăm tineri pentru misiune. Și acolo Dumnezeu a lucrat așa minunat. Dar într-un final Dumnezeu a rânduit să mergem prin Filipine. Am fost în Filipine, acolo a fost nevoie. Deci asta a fost prima experiență în Namibia. Da. Și după aceea următoarea plecare a fost în Filipine. În Filipine, da. Erai căsătorit în vremea aceea? Da, eram căsătorit, aveam deja un copil. Un copil? Unde s-a născut el? S-a născut în Namibia, primul copilaș. Deci primul copil. Și soția ta era parte din echipa de care vorbești? Era, da. Era parte din echipa, acolo am cunoscut-o. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat, așa să zic, în fiecare țară în care am fost cu câte un copilaș. Deci unul în Namibia și unul... Unul în Namibia, unul în Filipine, ne-a dat Dumnezeu. Unul în România, am slujit și în România o perioadă de un an jumate, după Filipine. Iar acum Dumnezeu, de un an, mi-a vorbit printr-un vis. De fapt, cum a început totul cu Uganda? Urmează să mergeți în Uganda. Da, da. Dar înainte să ne vorbești despre Uganda, spune-ne puțin despre experiența cu Filipine. Cum ați ajuns acolo? Da. Eu cred că Filipine a fost așa, zona în care a trebuit din nou Dumnezeu să ne redea puterile. Altă școală. Altă școală. Total altă experiență. Că nu poți să spui că dacă ai fost în Africa, ai experiență să mergi la toate popoarele. Asia e cu totul diferită. Dacă te gândești la musulmani, ești convins că nu m-aș putea plia la musulmani, cu experiența pe care o avem acum. Dar Filipine au fost o gură proaspătă de aer, să zic așa. Pentru că lucrarea de acolo era foarte mică. Foarte mică, lucram doar cu o mână de oameni. Eram eu cu soția mea, împreună cu alte două surori de la Vicov. Și nu ne prea solicita. N-a fost nevoie de solicitare, că lucrurile erau așa foarte simpliste, mergeam, dădeam de mâncare, făceam slujbă în biserică. Filipinezii nu sunt un popor care se prea streseze, ei au somnul lor de după masă. Foarte mult nu ai putut mișca, să zic așa, în Filipine.
Dar o lucrare foarte frumoasă în Filipine de care mi-a legat inima erau închisorile. Mergeam la închisoare de 2 ori pe săptămână și acolo am văzut un sistem cum nu l-am văzut în Uganda și în Uganda ne implicăm în închisoare, dar erau oamenii care erau responsabili de închisoare. Și oamenii ăștia nu depuneau niciun efort. Ei stăteau numai în afară, în afara zidurilor și se uitau ceea ce se întâmpla. Aveau o politică care zice așa, cel mai pocăit dintre ei e liderul lor. Și erau câțiva băieți acolo, 2 băieți cu care lucram, amândoi erau condamnați pentru crimă, dar între timp Dumnezeu lucrase în inima lor și erau niște lideri extraordinari, niște băieți extraordinari care erau respectați acolo. Și nu mai era nevoie nici măcar să vorbim cu șeful închisorii. Sunam direct la ei, la deținuți. Și întrebam ce nevoie aveți, cu ce vă putem ajuta. Și mergeam și făceam slujbă de 2 ori pe săptămână cu ei. Și era un regim deschis. Ne lăsa acolo cu ei împreună, pe terenul de sport. Nu era niciun soldat, nimic. Chiar soția mea mergea la femei și îl dădea pe cel mic care l-aveam, îl dădea în brațele lor și le vedea pe femei că plâng și le întreba de ce plângeți. Zice, plâng pentru că eu mi-am omorât copilul. Și cred că Dumnezeu a lucrat așa într-un mod minunat. Am văzut niște mărturii frumoase de acolo din închisoare și cel mai puternic sentiment pe care îl aveam e că există un viitor chiar acolo în închisoare pentru Biserica lui Hristos. Era deja plantată o biserică acolo. Oamenii ăștia reprezentau o biserică, se adunau chiar dacă noi nu eram acolo. Și mă bucuram de fiecare dată cu ei și chiar vreau să mă duc. Îmi vinea să mă duc în fiecare zi la ei. Și așa simțeam cu ei. Da, aveam biserici, aveam 3 biserici în care ne implicam și slujirea noastră a fost de un an de zile acolo, pentru că se născuse al 2-lea copil al nostru, care a fost nevoie să-l aducem în România. Era venit perioada de pandemie în care s-au închis granițele până acum 3 luni. Și până acum 3 luni au fost închise granițele pentru Filipine. N-am mai putut să plecăm înapoi, a fost nevoie de noi în România și în perioada asta n-am avut o slujbă foarte importantă, să zic așa, am fost grădinar. Și în timpul ăsta în care am fost grădinar, eu mă tot gândeam, Doamne, de ce trebuie să fac eu lucrurile astea? Aveam o proprietate mare la care trebuia să tai iarba. Și tăiam iarba cu o mașină normală de tăiat. Iar când terminam de tuns tot, trebuia să încep de la început. Că în partea unde începusem era iară deja iarba mare. Și simțeam așa frustrări în inima mea și ziceam, Doamne, de ce? Și Dumnezeu îmi zicea într-una, fii credincios în lucrurile mici. Fii credincios în lucrurile mici. Ai răbdare. Am venit la Lugoj. În perioada respectivă era un misionar care acum este în Niger. Și el a zis așa, Eu plângeam la balcon și mi-aduceam aminte de momentele în care Dumnezeu lucra cu noi prin Africa. Și zicea, dacă credem că iubim pe Dumnezeu și nu ne pasă de cei din jurul nostru care mor, ne mințim pe noi înșine. Eu în momentul ăla am zis, nu se poate, Doamne. Eu nu pot să mai, nu mai pot să locuiesc așa, să fac așa, doar să mă duc la biserică iară și să mă mai duceam așa la grupuri, mai ajutam încolo încoace, dar simțeam că nu mai e viața aia dedicată total pe care o aveam, 24 de ore, 7 zile din 7 să fii dedicat. Era un har. Azi, Doamne, vorbește-mi. Lucrurile astea le țineam ascunse în inima mea. Într-o dimineață era iarnă. Am avut un vis. Și visul ăsta era legat că trebuie să plecăm înapoi în Africa. Am văzut un loc care avea un spital, avea un orfelinat, avea o școală și cam atâta, fără niciun detaliu.
Când m-a ridicat din pat, trebuia să plec la slujbă. I-am zis soției mele, trebuie să plecăm în Africa. Atât i-am zis. Ea încă, na, era în pat, copii. I-au zis, mă, eu am crezut că tu încă visezi, că dormi, când îmi spui lucrurile astea. Mai ales că venise al treilea copil, care avea doar 3 săptămâni. Și m-am dus în mașină, era geam înghețat. Am dat drumul la motor și m-am gândit, Doamne, ce vrei tu să zici cu visul ăsta? Am luat telefonul, din nou un lucru involuntar, exact cum s-a întâmplat cu Anvonul. Am luat telefonul și am scris pe Google misiune în Africa. Și mi-a apărut primul link, misiune în Uganda. Am intrat la contact și am apelat. Era 8 și un minut, biroul se deschidea la 8. Mi-a răspuns o soră și a zis, da, am zis, uite, suntem o familie misionară și Dumnezeu mi-a vorbit chiar în dimineața asta că trebuie să mergem într-un loc unde este un orfelinat, o școală și un spital. Zice, păi noi avem toate departamentele astea și zice, cred că sunteți răspunsul la rugăciunile noastre. În momentul ăla n-aveau pe nimeni acolo. Și am zis, slăvit să fie Dumnezeu. M-am dus la slujbă, am venit înapoi acasă, i-am spus soției mele, uite ce am făcut, am contactat lucrarea și facem demersurile să plecăm. Cum am gândit ce a fost în inima soției mele cu copil mic de 3 săptămâni, nici nu era binecuvântarea făcută la ei. Unde să plecăm acum? Aveam un proiect pe care trebuia să-l începem, un azil de bătrâni. Totul era pregătit, numai să-i dăm startul. Și zice, cum să plecăm? Așa tăcut. N-a zis prea multe. Eu deja am început demersurile, i-am pus în mașină, ne-am făcut pașapoartele, ne-am dus la Cluj, am vorbit cu frații de la misiune. Gata, plecăm. Dar totuși soția mea încă nu avea nimic de la Domnul. Până în 2 săptămâni înainte să plecăm în Uganda, cu 2 săptămâni înainte, da, Dumnezeu i-a vorbit și ei. Și atunci au putut să vină așa cu toată inima. Dar ceea ce am apreciat foarte mult la soția mea, că m-a urmat chiar dacă ea nu avea încredințarea că trebuie să o facă. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă să ai o soție care să fie pe același gând cu tine, să fie și ea misionară, să nu tragă unul în dreapta, unul în stânga și să fii binecuvântat împreună ca și familie. Viața noastră, de fapt, cam asta e, lucrare. Și noi acolo ne simțim bine, în Africa. Ați fost și urmează să mai mergeți? Sau acum e prima dată când vreți să plecați în Uganda? Suntem deja în Uganda, în lucrare de un an de zile, cum am venit acasă, pentru că urmează să se nască al 4-lea copil al nostru, care se va naște cu ajutorul Domnului în Uganda. Și pentru încă o perioadă cât Dumnezeu va rândui, niciodată n-am știut când se va încheia lucrarea noastră, dar noi suntem și vrem să fim la dispoziția Dumnezeu atâta timp cât El ne vrea acolo și putem să facem lucrare din toată inima. Da, vom pleca peste 3 săptămâni și vom sta acolo cel puțin o jumătate de an. Va trebui să ne întoarcem, să ne înregistrăm copilul. După aia, dacă Dumnezeu va mai vrea și va mai rândui, ne vom întoarce înapoi în lucrare în Uganda. Da, cam asta a fost, așa, pe scurt, lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Suntem chemați să fim slujitori total, nu parțial. Parțial nu am știut și nu voi putea să o fac niciodată. De multe ori Dumnezeu mi-a vorbit așa, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de mine. Chiar dacă gânduri vin și văd că unii au tot ceea ce le trebuie, pot să spun că Dumnezeu nu ne-a lăsat să ne lipsească nimic. Am avut absolut tot ceea ce am avut nevoie în anii ăștia. Și ne bucurăm enorm de trăirea prin credință. Sunt nevoi mari în țările în care ați fost voi. Sunt nevoi enorme. Vorbim despre slujire. Sunt nevoi enorme. Că materiale știm că sunt, vă spun sincer, de fapt de orice fel. Că nu s-a schimbat nimic, secerișul e la fel de mare, lucrătorii sunt la fel de puțini. Dar ne rugăm, chiar ne-a rugat acum în perioada asta să scoată Dumnezeu și miraculos a venit tineri la mine și mi-a spus, vrem să venim și noi. Tot ceea ce trebuie să facem noi și mi-am dat seama,
conform lui Hristos, rugați doar pe Domnul Secerișului, atâta. Nu trebuie să mă duc eu să-l trag pe om, să zic, mă, hai cu mine, îți plătesc eu biletul. Nu, am experimentat asta. Câțiva ani de zile am încercat să fac așa. Mă, hai că Dumnezeu poartă de grijă, dar niciodată n-a rugat pe Dumnezeu să scoată El. El să-i scoată. De câți lucrători ar fi nevoie, cel puțin acolo unde mergeți voi, în Uganda? Ar fi nevoie de toate vârstele, zic așa, atât bărbați cât și femei. De multe ori vă zicem sincer că ne lipsesc oameni cu experiență mai multă din Scriptură. Ne lipsește un păstor acolo, ne lipsește un frate slujitor care poate să facă mai multe acte pe care noi nu avem încă încredințarea să le facem, dar minim 12 oameni ca să poți să duci lucrarea. E o lucrare foarte mare, Vorbind de numai de copii, undeva la 1400-1500 de copii de care ne ocupăm. Pe lângă școală, pe lângă orfani, care avem în momentul ăsta 48. Pe ce poți să facă 12 oameni numai la 1400 de copii? Lucrăm cu poporul ugandez. Sunt implicați și ei. Lucrăm în colaborare, da. Da. Nu facem noi totul. Lucrăm cu ei. Până la urmă, scopul nostru e să facem ucenici. Și chiar lucrăm intens. Avem 9 ucenici care se implică în bisericile unde lucrăm și stăm în fiecare zi cu ei, facem studiu biblic cu ei, mergem cu ei pe teren, îi învățăm și noi împreună cu ei, bineînțeles. Și e ucenicie, facem ucenicie. Din câte știu eu, Uganda e o țară creștină. Da, e creștină, dar e un amalgam de lucruri în capul lor. De la tradiție, obiceiuri, un pic de scriptură și în rest tradiții și obiceiuri. Și bisericile sunt foarte departe, foarte departe de Dumnezeu. Deci caută într-una... Creștini doar cu numele. Da, creștini doar cu numele. Fără să ajungă la adevăr. Majoritatea din păstori, din oamenii care conduc preoți, caută foarte mult avuțiile oamenilor, să le aducă doar dările, îi obligă. Chiar am văzut niște imagini cu, așa zici, păstori care îi bat propriu zis pe oameni dacă nu aduc dările. În față, îi scoate în față și îi bat cu bota. Și ăsta e nivelul. N-ai adus darea, n-ai adus ceea ce aveai de plătit pentru biserică. Da, cam ăsta e nivelul. E doar o formă, sunt foarte carismatici ei. Am trecut prin mai multe țări din lumea asta, dar vă zic sincer, ca și Uganda, la nivelul ăsta de cât de carismatici sunt, n-am văzut niciunde. Foarte greu de controlat. Aduc foarte multe obiceiuri. Și le bagă toate în biserică. Nu au niciun filtru. Atunci pentru noi a fost un greu și totuși nu foarte complicat. Ne-am dat seama că noi trebuie să lucrăm cu liderii. Dacă liderii vor ajunge să cunoască adevărul, biserica o va lua pe făgașul cel bun. Mă rog ca Dumnezeu să le dea autoritate. Le lipsește și autoritatea, pentru că nu au cuvântul. Și dacă nu au cuvântul, nu poți să ai autoritate. N-ai pe ce să te bazezi. Și de-aia lucrăm intens cu ei în studiu biblic, ca mai apoi să aibă autoritatea asta, să aibă îndrăzneala să poată să se exprime în biserică ca și lider. Deci, până la urmă, nevoia cea mai mare este în Uganda de oameni care să poată să îi conducă în adevăr și la adevăr pe creștinii din Uganda care, de fapt, nu cunosc adevărul și care sunt legați încă în tradiții și în forme. Da, asta e cea mai mare nevoie. Cuvântului. Asta e cea mai mare nevoie, să ducem adevărul. Da, deci vedem că dintre cei ce ascultă, unii să simtă chemarea și să ajute Domnul. Să pună mâna pe telefon și să sune. Chiar ce misiune? În ce misiune sunteți implicați? Vorbim de misiunea Speranța, care este implicată în Rubuguri, dar și în satele alăturate. E nevoie foarte mare. Nevoie foarte mare să ducem adevărul. Că dacă nu, ne vom rata ținta. Putem să facem ucenici și să lăsăm așa cum vor ei, dar dacă nu învățăm să păzească tot ceea ce a poruncit Hristos, va fi degeaba. Se poate pierde totul. Se poate pierde. Deci 3 săptămâni până când plecați în Uganda. 3 săptămâni. Veste de oră, așteptați să mergeți. Da, chiar ne sună de acolo, ne așteaptă să mergem. Ne bucurăm de oameni când
Vezi că totuși au dorința să te mai întorci. Înseamnă că ați făcut o lucrare bună și sunteți așteptați. Da, acum Dumnezeu știe inima fiecăruia și așa cum slujim, numai Dumnezeu știe, de fapt. Dar omul cred că poate să simtă dacă îți pasă de el sau nu. Aștept să ne revedem, să reauzim despre lucrările Domnului și să facă Domnul el unitatea aceea de care ne vorbea la început, să Amin. O facă din nou și nu numai în grupurile de misionari, ci să o facă și în bisericile din România. Amin. Cred că acesta este motivul pentru care suntem așa de lipsiți de putere chiar în România. Rugăciunea Domnului Iisus a fost strig legată de asta. Mă rog să-i faci una, cum sunt și eu cu Tatăl. Da, numai Dumnezeu o poate face. Amin. Vremurile acestea grele. Mulțumim Amin. Încă o dată, Domnul să vă însoțească în și tot ce aveți de făcut. Să vi fie Domnul.